Ședință. Da, vin acum, vin acum. Ce mi-a fost să Dar nu răspunde. Ce? Ciao, sono Emma, mi dispiace, ma non posso rispondere adesso. Per favore, lasciatemi un messaggio. Asta în cazul în care nu ești porcul mincinos de Paolo, care a spus că pleacă cu afaceri când el s-a dus să-și o tragă cu secretara. Pentru asta, dragul meu, n-ai decât să crăpi. Și nu te preface că nu înțelegi. Ciao a tutti! Emma. Emma, sunt... Sunt Alex. Crede-mă, și eu vreau să vorbesc cu tine la fel de mult cum vrei tu să vorbești cu porcul ăla mincinos de Paolo, dar nu pot să zic ce am de zis pe robot. Emma? Emma, ești acolo? Emma? Dacă asta e una din glumele tale proaste, n-ai decât să... Crede-mă, nu te-am sunat după 5 ani ca să fac o glumă. Hai, zi ce vrei. Mă tem că am niște vești proaste. Rău? Vești proaste, după ce? Azi m-am despărțit de tipul care m-a târât după el la Roma, așa că de mâine trebuie să-mi caut. Altă slujbă, un alt apartament și un alt motiv pentru care să te spunem, te rog, ce poate fi mai rău? Tatăl tău a murit. La fel și mama. Cum? Accident de mașină. Șofer a trecut pe roșu în intersecție. Alex, sigur nu e una din glumele tale proaste? Nu crede-mă, nu te-aș fi sunat după atâta timp ca să fac. Îmi pare rău. Emma. Aurica! Aurica, ești gata? Da. Nu ești în stare de nimica. Fii atent aici la mine ca să nu te faci de râs. Da, iubire. Aurica, tu mă asculți? Ca de 50 de ani în fiecare zi, mamă. Deci, Emma este fata și ea. Care a murit. Da. Și Alex este băiatul Ancăi. Care a murit. Da. Deci sunt frați. Nu cap sex. Sunt frați, dar prin alianță. Alianță. Căsarea și piperul. Da, scumpul, mami. Căsarea și piperul, dragule. Da. Margot este mama Emei. E n-a murit? Nu, e n-a murit. Margot este prima nevastă a tatălui Emei. Aha. Așa, și mai este Toma, care este tatăl lui Alex. Pe el n-a murit? Mai este tatăl lui Alex, este primul bărbat al mamei lui Alex, ai priceput? Da. Așa, și mai este Dani, care este sora mai mică a lui Alex, de la a doua căsătorie a lui Toma, cu o nevastă care acum trăiește în Spania. Da, deci sora trăiește în Spania. Nevasta trăiește în Spania, înțeles? N-am înțeles. Dar n-am înțeles nimic.
Și cum o să-i recunoști? Mă să poarte toți eticheta pe piept? Aurica, Aurica, ești crucea vieții mele, iubirea, iubirea mea, lasă că vorbesc eu. Am fiecare zi de 50 de ani în coace. Hai odată! Din cuto, din cuto. Aurica, mă auzi? Da, te aud, mamă. Ești ok? Da, să supraviețez. Mie îmi place mult rochea ta, știi, nu? Dar ce are? E neagră. Da, Simona, e neagră pe o porțiune foarte restrânsă. Emma, deci am cumpărat-o special pentru evenimentul ăsta. Bine, Simona, să-ți reamintesc că noi mergem la o mormântare, nu într-un bar la agățat? Glumești, păi astea sunt cele mai bune pentru așa ceva. Toată tristețea și disperarea, acum că viața e atât de efemeră, astea sunt niște prostii. Când bărbații se gândesc că or să moară, se gândesc la sex. Oh, așa e, prietena ta, dreptate, dragă. În mormântările îi fac pe bărbați tare, fragili și vulnerabili, săraci de ei. Eu nu pot să cred că mama mea și prietena mea se comportă ca două adolescente în călduri. Chiar nu pot să cred. Lasă, dragă, că dacă noi, femeile, n-am fi în călduri, viața n-ar merge mai departe. Exact. Dar tu ce ești așa de palidă? Ei, vină încoace să te dau cu puțină sănătate în obraz. Mama, termină! Hai, mă, stai mama, puțin. Termină! Tu nu realizezi că eu tocmai mi-am pierdut tatăl și tu soțul? Care-i soț, dragă? Fostul soț. Că nici mai mi-aduc aminte de când am divorțat. Ce, vrei să jelesc acum sau ce? Presupun că nu, da. Roșu? Dar ce are? Roșu merge foarte bine cu pălăria de doliu. Nu? Era și o formație, roșu și negru. Auzi, n-aș îmbrăca negru nici măcar la mormântarea mea. Filip, hai că trebuie să mergem. Imediat, imediat. Da. Alex, dacă mai pot să fac ceva pentru tine, să-mi spui nu, orice... Nu, crede-mă, este arhi-suficient ceea ce faci. Normal, sunt cel mai bun prieten al tău, așa că trebuie să te ajut, nu? Mm-hmm. E ok? Cu ochelari? Da, cu ochelari. Sigur? Bă, dar te rog, eu nu mai faci așa, merge la mormântare, te rog din suflet. Știi că mie îmi plac mormântările. Nu ai... Ia uite-l. Iertați-mă, femeile când suferă se gândesc la sex. Da, dar nu cu tine. Speranța mare ultima, domnul colonel. Ce faci, tata? Mă bucur mult că ai venit. Știu că tu și mama nu mai vorbeați, dar... Îmi fac chiar... datoria, Alex, că dacă nu, ce s-ar alege de lumea asta? Na, câtă dragoste, chiar o simt. Tata, am parcat din nou mașina, nu-mi plăcea poziția în care era. De când are voie sora mea mai mică să conducă? Lasă să fie pregătită să trăiască într-o lume modernă. Da, să conduc, să folosesc cartea de credit și să fac sex. Ce? Mi-s, tata, relaxează-te. Sorta vine? Dar nu-i mai spune sora ta! N-am nicio legătură de sânge cu ea. Nu e soră mea. Okay. Păi nu-i mai spune atunci sorta vine. Ani, pe loc de pauză. Să mergem. Te decizi odată? Pe loc, să mergem. Hai, hai, Filip, hai. Păi hai, hai, te rog. Okay. Foarte frumos, să nu mai faci ochi dulci preotului, da? De ce? Oh, Simona, în primul rând, hai să luăm așa. E căsătorit. A, iubita, dar nu e perfect. Emma, fii atentă ce curmiști tu. Da, n-aș putea să te contrazic. Ce rezultat? Și din față tot un curier. Bună, Emma. Alex. Mă bucur că ai reușit să ajungi. Filip Teodorescu, Emma. Filip. Filipe. Penciu, Penciu. Băitați, domnul colonel. Sunteți colonel Burac, nu? Ce am Burac? Condoleanțe, eu sunt magistrisa. Pe mine nu mă prezintă nimeni? Dacă încurc, poți să dispar. Nu, mam. Ea e Dani, sora mea. Sora pe jumătate. Sora pe jumătate. Condoleanțe. Pentru pierderea mea? Pentru un frate ca asta. Uite ce, suntem la un parastaj. Cred că ar fi minunat dacă te-ai comportat normal măcar 5 secunde, ce zici? Normal? Vrei să mă comport normal? Mm-hmm. Ai tată că la 13 ani ai dat anunț în ziar. Să română, mulțumim, mulțumim. Ai dat anunț în ziar că mi-a venit ciclu? Pentru că la 19 ani ai zis prietenei mele de atunci că sunt virgin. Păi erai. Și din câte știu eu încă mai ești, pentru că nu-mi dau seama cum ai putea tu să convingi pe cineva să se culce cu tine. Lasă că l-ai găsit tu pe Paolo, mulțumim. Lasă că l-ai găsit tu pe Paolo, care să tragă secretarea și după aceea să te părăsească. Să română, mulțumim, mulțumim. Ce să spun, cine vorbea? Știi ce mă bucur foarte mult că ne-am revăzut noi astăzi? Că de mâine nu trebuie să mai vă mutra asta acră. Da.
Scuzați-mă, dumneavoastră crede că sunteți fiul și fica, mă rog, fica și fiul lui Lucian și Aiancă. Da. Da. Numele meu este Cătălin Răgurescu și sunt avocatul părinților voștri. Condoleanțe. Să rămână, mulțumesc, mulțumesc. Cred totuși că ar fi mai bine să purtăm o discuție mâine la mine la birou, mâine dimineață. Dacă nu aveți nicio potrivă. Împreună? Firește. Am greșit cu ceva? Nu. Să fiu sigur că am înțeles. Eu și ea am moștenit apartamentul mamei mele. Adică apartamentul tatălui meu. Era un bun comun și acum e al vostru, vă aparține. O să-l vindem, cu siguranță. Da, cu siguranță. Sunteți sigur? E într-un cartier bun, foarte căutat. Până și gândul că trebuie să împart o felie de pâine cu fata asta mă deprimă îngrozitor, credeți-mă. Cred că nu înțelegeți. Nu. În curând va avea un preț foarte bun. Dumneavoastră nu înțelegeți. Cum să vă explic? Până și un animal tâmp știe că trebuie să-și retragă piciorul prins în capcană. Ați înțeles? Partea cu animalul tâmp ai nimerit-o. Vedeți? Să înțeleg că sunteți de acord cu fratele dumitale. Nu e fratele meu. Și da, pentru prima oară eu și Pocitania asta suntem de acord. Băi, de ce mă insulți? Știi că suntem aici pentru că mama a murit. Și tata a murit. Și ce asta înseamnă? Că eu sufăr mai puțin? Nu știu cât sufer tu, dar nu mă mai faci animal. Domnule avocat. Sau cum ai făcut? Îl vindem. Cu siguranță. Dar sunteți frați. Nu! Nici nu-mi vine să cred. Era un... Bună ziua! Era un cuplu așa de drăguț. Da. Ha, ce-i viața asta? Acu ești și mâine te-ai dus. Nu-i așa, Aurele? Aurele! Dar vine imediat, mamă. Nu e în stare de nimic, mamă, de nimica. Ai putea să-ți imaginezi că pe vreme era cel mai forțos bărbat din București? Da. Asta-i viața, trece timpul ca nebunul. Ah. Da, ia că m-am luat și eu cu vorba să-ți aduc cheile. Cum se face că de când s-au mutat ai tăi, n-ai venit pe aici? Păi am fost ocupat, știți, am muncă, iar muncă. Muncește. Și... Muncă, da, muncește. Da. Generația din ziua de astăzi niciodată nu se gândește la părinți. Da, vrei să mergem astăzi pe la ei mei? Ce ți-am spus eu? Oh, crucea mea. Hai încoace. Da. Doamna Tincuța? Da. Cred că s-a blocat. Aurele? Da, vin eu imediat. E blocat, da, ții. Până la acolo. Da, odată cu bătrâneții am început să pierd. Auzi. Aurele! Noroc, i-a rămas vocea. Aurele? Femeia. Limba femeii ca o sabie pe care nu lasă niciodată, e deschisă, da. Da, pe care nu o lasă niciodată să ruginesc. Aurele! Da, toți trebuie să ne ducem crucea. Covorul să ia. Da, bine, mă. Vin acum. Doamne, Doamne. Am intrat? Păi, m-am cățărat ca un hoț, am sărit balconul din dormitor, am tăiat geamul cu inelul meu cu diamant și am intrat. Taram! Ce să spun, bănuiam eu. M-am întors la avocat deșteptule și am luat cheile. Dar tu cum ai intrat? Prietenă foarte bună de-a mamei mi-a dat cheile. Ce? Îți place? Da, îmi place foarte mult, dar e ceva ce mă deranjează. Ce? Prezența ta? Cum adică prezența mea? Mă deranjează prezența ta, ce n-ai înțeles?
Adică vrei să spui că sunt urâtă? Eu n-am zis că ești urâtă. Acum, dacă tu crezi că ești urâtă, e problema ta, nu? Hai, băiețel. Hai. Hai să te văd. Hai ce? Hai să ne batem? Ah, de când aștept. Tu crezi că să mă bag cu o fată? Da. Da, mă duc. Haide. Hai. Hai. Ce, ți-e frică, a? Ia, încep cu asta. Ia. Gata. Suntem prea mari pentru asta. Ai văzut? Știu cine e. Te cunosc din poză. Să știi că ești mai frumoasă, mult mai frumoasă ca în poză. Pe cuvântul meu de onoare. Mulțumesc. Vezi că sunt frumoasă? Ce să spun? Oh, copii. Trebuie să vă fie foarte greu. Vă înțeleg. Să ziceți mersi că vă aveți unul pe altul. Da. Plec. Cred că l-am lăsat pe Aurică jos, în stradă, și mie că să ia la bătaie cu copiii. Știi cum e, crucea mea. Din pa, pa. Să rămână. Pa. Să rămână. Foarte frumos apartamentul. Da. Sper să se vândă. Da, repede. Și eu sper. Te-ai ars! E? Nu mai poți câștiga, asta e soarta, decât dacă dai 6-6. De data asta te bat, mă. Ei, nu mai spune până dimineața. Să ai pupă, mă. Să te vede. Ca să am noroc. Da, da, da. 6-6. Da. Păi iar mai bătut. Să trăiești. Da, mă. Tu ai succes în dragoste. Trebuie să am și eu noroc în ceva, nu? Cine ai noroc, tu, ia. Da, da, da. Aurele, să rămână, doamnă. Salut. Ce mai fac câinele cu pisica? Adică cine, ce? Păi, Alex cu Eva. A, tu nu știi cum e vorba din bătrân. Câinele care latră nu mușe. Da, da. Da, da, și pisica are nouă vie. Ce vrea să zic asta? Am zis și așa. Adică? Deci, bă. Poate? Hai să mai facem una. Hai să-mi iau revanșa. Ah, da, bici, nu mai munci, mă duce fata acasă, da? Deci asta e, nu? Pleci. Oh, da. Înapoi în Italia. Cât mai repede posibil. Și vinzi apartamentul. Mhm. Da? Dar cum spuneai tu că e? Divin? Păi și atunci, Emma. Emma, care e problema? Păi, Simi, tu nu înțelegi. Apartamentul ăla este contaminat de Alex. Este mai rău ca la Cernobâl. Pisi, e perfect! Cumperi și partea lui și ne instalăm acolo, înțelegi? Adică, mă rog, te instalezi tu și în caz că mai vrei o prietenă sexy care să te ajute la mobilat sau alte lucruri? Și prietena asta sexy îmi dă și bani să cumpăr apartamentul? Mai dau eu, iubito. Cum să nu se poate, dar nu problemă. Dar face tu asta pentru mine? Orice. Aș face orice, numai să te întorci odată acasă. Păi, da, da. E apartamentul fostului tău soț. Deci ce, dacă nu mă deranjează deloc? Ce, n-a făcut nimic cât a trăit? Măcar acum, când e mor, să fac un gest și eu. Perfect, deci asta e gata. Mergem. Hai. Hai, hai, unde hai, mergem? Unde mergem, dragă? Mergem la barul lui Filip. La barul lui Filip? Da, mi-a spus Filip că Alex își petrece copilul acolo. Mi-a dat și o carte de vizită. Nu, avocat, nu. Arhitect Filip. Filip. Gata, hai, hai, hai! Hai, hai, da, da, frumos, da. Și hai! Hai că mă schimb și eu și vin. Absolut. Schimbă-te. Hai. O să păstrezi asta? Mă schimb? Mă schimb? Ți-ai zis să nu stau mult după tine, hai! Ce zici, să mă schimb? Ce e, bijou? Îmi pare rău, trebuie să mă schimb. Alex, Alex, ce faci? Alex! Alex, termină! Nu știu, omule, de când ai venit de la apartament te poți ciudat. Mă rog, nu te poți tu de obicei, dar acum ceva mai ciudat poate. Se vede? Normal că se vede. Mi-a plăcut foarte tare apartamentul. Dacă apartamentul e problema, atunci nu-l vinde. Păi și ce fac cu Emma?
de Emma scap, pur și simplu. Crezi că pot cu asta? Nu, nu, trebuie două mai mari. Vezi la tata. Băi, tăi. Nu, eu zic să cumperi partea ei de apartament. Ce să fac? Cumperi partea ei de apartament. Cât de tare ar fi și am putea să mergem în weekenduri în cluburi. Cluburi? N-ai grijă, dar te și pe tine, poate că știu ceva. Dani, sunt colonel în armata română, am o decorație, o educație și un anume, je ne sais quoi? Crezi că am nevoie de ajutorul tău în privința asta? Hai, vă rog, eu nu vă mai certați. Chiar vreau să cumpăr partea ei de casă dacă asta ar presupune să nu mai văd vreodată. Vorbesc foarte serios. Pe cine să vezi? Extraordinar. Nu par fericit să mă vezi. Nu? Ascultă. Tată. Ai pisică. Da, am pisică. După atâtea ani am înlocuit-o pe cea pe care tu ne-ai omorât-o. Pentru a suta mea oară, nu eu ți-am omorât pisica. Dacă tu nu ai fi adus în casă câinele la care a fugărit... Păi dacă i-ai spus, mame, că a spart vaza! Pentru că tu mi-ai tăiat codițele. Pentru că mi-ai pus un șobolan în pat. Pentru că m-ai lăsat singură. Pentru la că mi-ai aruncat mașinuțele de fier pe geam. Pentru că ai spus tuturor că eu am păduchi. Auzi? Și ceva, vine în partea ta de apartament și să uităm de povestea asta. Ce să fac? Ce ai auzit? În partea mea? Exact. Păi de ce nu vezi tu partea ta? În primul rând, pentru că nu o să-ți dau această satisfacție. Și în al doilea rând, pentru că m-am mutat deja. Ce ai făcut? M-am mutat. De când? De acum! Ceva... de băut? De acolo. Haide, Biju! Nu o să te răzgândești, nu? Nu. O să stăm împreună, da? Da, da, voi tot bine. Aici sunteți? Da, da, da. Hai. Eu nu mai apuc să mut plantele astea niciodată. Să mă duc. Da? Da. Da, da, voi cum vă mai înțelegeți? Foarte bine. Serios? Minunat! Ce, mai bine nu se poate. Am decis să nu mai vinde. Ia, n-auzi! Bravo! Să știți că o să fiți foarte, foarte fericiți. Spun. Nu-i așa, Aurele? Aurele! Ce? Facem și cartofi prăjiți? Poate, crucea mea, trebuie să mă duc singură. Hai să plecăm. Nu-s gata, mes. Ești gata? Gata. Eu da. Nu mai curge nicio. Hai. Mai veniți pe la noi. Da, da, mai venim. Asta e canapeaua mea. Aia e canapeaua ta.